Salut YouTube! Am ieșit la o tură frumoasă prin păduri, la o excursie frumoasă în pădurile din Cormaia. L-avem invitat astăzi pe Dani. Dani, ziua bună! Spune-ne, Dani, cu ce te ocupi cel mai bine? Ce știi tu să faci cel mai bine? Bun, deci asta e, sper că se vede la cameră. E produsul, ulei de nucă, presat la rece și nu numai, e ulei de primă presă. Plus filtrarea e naturală. El se folosește în gospodăriile țărănești de foarte mulți ani, de când fiecare sat avea presa ei de ulei pe apă, o loierniță, cum se zicea în vechime, la fel ca și morile de făină și așa mai departe. Mergea omul cu ce avea pe acasă, semințe de dovleac, de miezul de la nucă, orice semințe, alună și... Jir, ne zicea mai devreme. Da, jirul, cum se numea mai de mult, uleiul săracului, deși avea și el o grămadă de proprietăți, doar că omul nu avea acces la pământuri cu plantații de nuși sau dovleci și mergea în pădure și își culegea jirul. Floarea soarelui a apărut destul de târziu, deci în gospodării se foloseau doar atâta bostanul, semințele de bostan, miezul de nucă, care era la cea mai mare căutare, din cauza că era benefic nu numai pentru organism la consum, ci și pentru frumusețea pielii și a părului. Asta cu părul știu și eu. Da, străbunica mea încă a mai prins o perioadă când avea presă la țară, în uleacul de beiuș, și avea ulei de nucă și seara își dădea, avea părul lung, își dădea baticul jos și se dădea pe păr cu ulei de nucă. Bun. Povestește-ne un pic despre proprietățile uleiului de nucă în consum. Da, uleiul de nucă, odată introdus în organism, el fiind bogat în acizi grași, omega-3, omega-6, omega-9, grăsimi nesaturate care sunt foarte benefice pentru organism, plus alte vitamine, el, datorită acizilor, începe să curețe sângele și, în primă parte, de colesterol. O cură cu ulei de nucă, cam de până între 2 săptămâni și o lună, depinde de fiecare organism, se zice că ar scăpa de colesterol. El după aceea are beneficii multe pentru inimă, deci pe tot ce ține de inimă, palpitații, chiar tensiuni, după aceea tulburări intestinale, sistemul nervos, mai ales că e o problemă a secolului nostru. Corect, stresul, da, e cea mai mare problemă. Cea mai mare problemă și secolul. Sistemul nervos față de ficat sau orice alt organ nu se reface. Dar există, se pare, în urma cercetărilor, specialiștilor, omega-3, ăsta atâta de căutat peste tot, pe care îl bagă ăștia acum și în margarină și în salam, poate. Omega-3, da. Da, că ar fi benefic creierului și sistemului nervos. Întreține sistemului nervos. Da. Așa am început și eu să-l caut, am avut o perioadă stresantă cu munca, cu una alta și căutând omega-3 ăsta să-l văd, domne, unde e? Numai în Norvegia, în pești, da, din Norvegia, pește, da, în măslinele din Grecia. Da, da, da. Și când colo eram cu laptopul chiar sub nuc, la Dumbrăvița de Codru, un sat și... Mi-a picat și mie nuca ca la Newton, ce, la mărul, da, da, da. Și am descoperit că nuca, odată că are forma creierului... Da, da, se spune prin mimetism, da? Forma frunzei sau forma fructului, exact, se ocupă de organul, se ocupă de organul respectiv. Da, da, da. După aceea, nucul are exact forma sistemului nervos. Coloana vertebrală și toate alea. Și astea toate, zic că într-una, uite, am reușit să iau miezul de nucă, am o livadă destul de bătrână pe care sper să o reîntinerez bine, asta va dura în ani. Dar să văd de unde ești și Dumbrăvița de Codru este un sat răsfirat, pierdut între coline, într-o zonă karstică, în Bihor. Nu cu abundă pe toate dealurile. Și este un avantaj pentru tine. Un avantaj. Din păcate, acum câțiva ani, mai multe fabrici de mobilă au venit cu banul în buzunar și au ademenit țăranii să își taie nucii pentru
pentru lemn și ei, bineînțeles, văzând banul, au aloricat una, două. Eu am căutat de mult timp să-mi schimb domeniul de activitate și să fac ceva mai legat de natură, dar totodată să ajut și comunitatea, pentru că îmi pare rău să văd atâtea locuri frumoase în țara asta care nu dau ceva ca lumea, ceva bun. Și văd oameni prostiți, uite, noi venim astăzi de la cules de hribi și vinde lumea pe bani de nimic în sezon, în loc să le usuce și să le vindă în extra sezon cu 100 de euro kilogram. Italienii ar cumpăra direct uscat și pentru cu foarte mulți bani. Pentru că ei la fel fac, le duc în Italia, ce crezi că fac? Le usucă și le bagă în plicuri de 100 de grame și le vând în extra sezon. Da. Nimic nu se vinde când e în sezon, nu, nici grâu, nici porumbul. Ai pierdut. 2 euro cutiuță, cât pliantul ăsta, 2 euro cutiuță de fructe de pădure congelate. Sau așa, da, congelate. Îți imaginezi. Și căutând toate chestiile astea, încercând să mă apropiu, să probabil că într-o zi, în speranța că într-o zi o să ajung să mă descurc din natură. Din natură, da, super. Am găsit detalii despre vechile oloiernițe, care, bineînțeles, nu mai sunt. Au început deja o grămadă să facă pe alocuri. Bineînțeles că afacerile cu uleiuri presate de primă presă nu poate să ajungă nu știu cât de sus, din cauza că e o piață limitată. Produsul expiră foarte repede și... În cazul ăsta, 6 luni. Da, 6 luni. Eu... Lumea care atâta garantez că nu-și prede proprietățile. Deci un studiu din America tocmai a arătat că uleiurile după 6 luni de zile, indiferent cât de extra virgin e, își pierde toate proprietățile și devine un banal, ulei vegetal. Da. De-aia e bine să ai acces cât de cât la un producător, să știi că e cât mai proaspăt ca să poți beneficia de valorile lui. Și uite așa, după ce mi s-au terminat miezul de nucă din gospodărie, mi-am achiziționat presa, m-am instalat la țară cu ea, ca să-mi dea un motiv în plus să fug de la Oradea repede în sat, ca să am activitate acolo. Foarte fain. Și am început să văd că am cerere, deschidere pentru așa ceva, deși lumea la început era foarte reticentă. Bă, eu mi-au ulei cu 6 lei, cum să-mi cumpăr cu 30 de lei? Și le-am explicat că uleiurile respective sunt tratate cu aditivi chimici, cu benzină, ca să scoată uleiul din toate particulele după presare. Și nu are cum să ajungă la prețul ăla ulei. Da, da. Deci, normal, îți trebuie o cantitate mare de semință să scoți un ulei de primă presă. Și... se întâmpla fenomenul la fel ca și ciupercile, la țară veneau diferite persoane cu oale, cu mături, cu ce mai veneau. Oferta pentru miez de nucă. Genul... Miez de nucă? Da, umple-mi oala asta cu miez de nucă, oala e a ta și nuca e a mea, miezul de nucă. Extraordinar. Normal, oala aia probabil că valora 25-30 de lei, doar că... Noi știm că s-a achiziționate, ieftine, 5-10 lei și... Și în plus, nici munca pentru spart nuca, să ajungi la miez, cred că nu e plătită cu o oală dintre aia. Nu. Dar nu. Minte miezul, înspre. Da. Și? Care nu se poate face numai manual. Și mi-am luat împrumut niște bani și am început să vorbesc cu oamenii în sat, spre detrimentul, bineînțeles, afaceriștilor de ocazie și să cumpăr nuca cu bani de la oameni. A, în felul ăsta cred că ajut un pic și comunitatea. În felul ăsta m-am bucurat că am pus un zâmbet pe fațele oamenilor. Adică ei nu mai erau nevoie să meargă, erau unii care le vindeau pe bani, dar mergeau până la cel mai apropiat târg. Eu, având mașină de teren și umblând pe zonă, mă duceam la acasă și tratam cu el. Început să adun nucă, să pot face. Nucă. Și asta e. Deci e nu un produs al meu, cât un produs al comunității de acolo. Foarte drăguț. Sper să... Vreau să rămân la nivel mic și vreau să-i ofer clientului ocazia să-mi comande uleiul
și o să poți să îl procesezi la comandă, să aibă răbdare și el ca să se filtreze natural, să nu-l forțezi și să îl dau cât mai proaspăt. Cum putem da de uleiurile tale în faza în care ești acum? Bun, o să am un site deocamdată. E în lucru. Da, încă nu mi l-am făcut. E în proiect. E în proiect. Să-mi fac, deci să fi fac probabil un site. Da, problema, bineînțeles, e de distanțe, de curier, și de transport. Da. Acum depinde, aici totul e discutabil. Acum sunt prețuri la curier de la 15 la 30 de lei. Depinde de zonă. Avantajul apare probabil la momentul în care îți iei mai mult. Se pot trimite mai multe sticle într-o zonă și, și să se vizite. Da. Pe de altă parte, e siguranța unui produs direct de la producător. Hai să ne uităm la pliantul ăsta. Dani, îți urăm să reușești cât mai repede să pui pe picioare și site-ul. Să francezii o socotesc elixirul tinereții. Deci, foarte are vitamine care eu am aflat, stupează... Am aflat că dacă mănânci miez de nucă, în principiu toate fructele astea uscate, uleiurile din fructele uscate ajută și bărbatul în anumite lucruri. Da, pe care n-am să le zic acum. Corect. Oameni buni, am cumpărat pentru maică mea la un moment dat de la Dani două sticle din trasa de ulei și maică mi-a văzut ea pe internet cam cum se face tratament, dimineața o linguriță pe stomacul gol, nu știu ce, 18 zile. Maica mea, care n-a plecat din St. George de foarte multă vreme, a mai mers ea pe nu știu unde, dar îi place în casă. Anul ăsta a fost la Haidu Sabaston, după tratament. Nu o să fie, nu o să zicem că-i fix uleiul, dar bine dispune, bine dispune și îți crește spiritul, îți crește energia, pofta de viață, să zicem. Normal. Un lucru de care avem nevoie în perioadele astea. Da, neapărat. Dani, ce ne mai zici, ce ne mai spui? Ce să mai zic, că e perioada, e perioada nucilor, merge și mâncați nuci în perioada asta, că acum au cele mai bogate substanțe nutritive, bineînțeles că prin uscare ele se pierd. Nu v-am mai spus că nucile nu pot să stea în orice condiții, ele trebuie puse într-un loc foarte răcoros ca să nu-și piardă valorile și uleiul se presează, doar de aia zic e mai bine la comandă ca să-și păstreze toate valorile. După care și uleiul nu are voie să vadă lumină, deci cât mai puțin posibil să vadă lumină. De asta va fi greu să-l pun pe rafturi la anumite magazine, pentru că îmi pierd iarăși din... Practic și dacă ajunge să vă cumpărați, țineți-l la întuneric în cămară, în beci, cel mai frigider. Bine, cămară, beci, frigider, ca să-și păstreze toate proprietățile. Altceva, o să, pe viitor o să încerc să fac ulei, cum am zis, din jir, ca să... Ala, pentru mine... Îmi spune și eu să văd cum ce aromă poate un ulei fructul, sălbatic și... E foarte bun. Totuși nucul este până la urmă, îl avem toți, în toate zonele, dar e importat până la urmă, din Kârgâzstan, unde crește în păduri sălbatice, cum crește la Mifagul. De asta a ajuns să fie cultivat, adus până la, până la urmă jirul a rămâne totuși uleiul al nostru tradițional românesc. Da. Bine românesc, că probabil că făcea și în alte părți. Și aluna și din alună, dar bineînțeles astea toate sunt la cantități mici, dar nimic nu trebuie consumat cu cantități mari. Eu cred că secretul liniștei, pacii pe pământ e cumpătarea, așa că din fiecare lucru... Asta cred că nu spune și Dan, eram. Da, totul cu măsură și... Și atunci poți să guși din toate și să beneficiezi. Să te bucuri de fiecare. Orice în exces, inclusiv un ulei, poate să-ți înfunde ficatul, deci orice, inclusiv un ceai, nu-i recomandat să bei mai mult de 2-3 căni pe zi, așa că orice. Dragii noștri, până se pune la punct site-ul și puteți comanda, puteți spera, oriunde veți găsi, poate nu neapărat produs de prietenul nostru aici, dar unde veți găsi, încercați-l, e absolut genial pe salate, cu aroma de nucă care îți rămâne pe limbă, l-am gustat, l-am testat, deci vorbesc în cunoștință de cauză. Și până când distribuția va fi pusă la punct în site-ul tău, țineți-l minte și încercați-l.